Emoțiile absolvenților de clasa 8-a din acest an au trecut. Sâmbătă au fost afișate rezultatele finale ale examenului de evaluare națională, iar numărul elevilor care au obținut nota maximă la ambele materii a crescut la 27. Copiii spun că au muncit din greu și au învățat constant, iar rezultatul obținut este o încununare a eforturilor pe care le-au depus încă din clasa 1. Mi s-a părut tot bine, am lucrat încă din clasa 1 pentru acest examen și m-am pregătit cât de mult am putut, chiar am visat să iau această notă și mă bucur că am reușit acest lucru. Am fost foarte fericit, simțeam că visez, deci mă simțeam foarte bine. Nu a fost foarte grea, doar ne-am concentrat pe ce am avut de făcut și am reușit într-un final să luăm aceste note mari. M-am bucurat, chiar nu mă așteptam să iau 10-10, dar se pare că am reușit într-un final. Cum ai verificat notele? Prima dată online și apoi am așteptat notele afișate la școală. Părinții cum au reacționat când au... Au fost și ei fericiți, chiar nu ne așteptam niciunul dintre noi să luăm atât. Nu a fost așa de grea, deoarece am lucrat constant încă din clasa 1 și am repetat tot timpul. Într-un fel mă așteptam, dar tot am fost foarte fericită. Ai avut emoții? Da, am avut foarte mari emoții. Deși perioada a fost mai stresantă și puțin obositoare, dar cu ajutorul profesorilor și al școlii am reușit să obțin acest rezultat frumos. Am fost extrem de fericit, nici nu-mi venea să cred, adică eram cu sora mea acasă și am început să plâng pentru că mă uitam la ele și nu venea să cred. După afișarea primelor rezultate, unii copii au fost dezamăgiți de nota obținută și au ales să depună contestație. Pentru cei care au fost convinși că meritau mai mult, rezultatul final le-a adus câștig de cauză, astfel că în dreptul codului lor au văzut nota maximă. A fost stresant, având în vedere că prima dată am avut o notă mai mică la matematică decât mă așteptam. După contestație, rezultatul a fost mult mai bucurător, chiar dacă am continuat cu stresul. Părinții mei au fost foarte fericiți la felul acestui rezultat. Ce te-a făcut să depui contestație? Eram foarte sigur pe mine, având în vedere că știam că lucrasem și înainte și rezultatul a fost dezamăgitor și la matematică și am zis că merge să fac contestație. Și după ce ai aflat rezultatul final, cum a fost? Foarte mare bucuria. Am luat 9,90 la română și 10 la matematică. Inițial n-am vrut să depun contestație, însă m-am gândit că la română merita mai mult și m-am hotărât în a doua zi să depun contestație, fiind sigură că meritam puțin mai mult. După rezultatele finale, care a fost sentimentul? Normal că am fost foarte bucuroasă, am fost foarte mulțumită, eram efectiv copleșită de emoții, deci eram... Nu pot să-mi exprim neapărat emoții acum. Deci nu puteam să mă adun neapărat. Dintre cei 6 copii de nota 10 de la școala gimnazială Eugen Ionescu, 5 vor să se înscrie la Colegiul Național Ion Minulescu, iar unul la Colegiul Național Sfântul Sava din București.